A fost o discuție și încă este despre prezența antiviralelor în farmacii. De ce totuși nu avem aceste antivirale în farmacii și cât de mult ne-ar ajuta prezența lor? Mă bucur că ați cumpărat. După cum bine știți, în cursul zilei de ieri și de astăzi s-a pus la punct crearea, formarea centrelor de tratament și de tratament a pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2. O altă măsură care vreau să o subliniez și să aduc în atenția domnului Stroie, este o premieră la noi în țară. Aceste centre sunt create special pentru pacienții depistați pozitiv cu un test antigen sau un test real-time PCR. În baza acestui rezultat, oamenii se pot prezenta în aceste centre pentru a primi tratament și pentru a fi evaluați. Aici vor putea primi acest tratament antiviral sau li se va putea elibera o rețetă din, pe baza căruia vor putea obține tratamentul din farmacii. Urmează să fie introduse, să fie asigurat stocul farmaciilor cu circuit deschis cu tratamentul antiviral. Voiam să vă mai spun că, de asemenea, că au fost aprobate cele trei molecule, favipiravir, Paxlovid și molnupiravir. Toate aceste molecule se vor administra pacienților în primele zile de la debutul bolii. Este foarte important ca pacienții la primele simptome să se testeze la alegerea dumnealor, să facă un test antigen sau un test real-time PCR pentru a iniția tratamentul cât mai devreme. Este foarte important de știut că ele au efect dacă sunt administrate în primele 5-7 zile de la debutul bolii. După această perioadă nu mai au efectul scontat. De asemenea, ele se adresează pacienților cu forme ușoare sau medii, care au risc, care au un potențial de a evolua spre forme severe sau chiar deces. Acestea sunt câteva măsuri care au fost luate în ultima săptămână de către Ministrul Sănătății și care vin în ajutorul pacienților. De asemenea, sunt foarte importante aceste centre pentru ca oamenii să fie informați dacă diagnosticul este corect și tratamentul este inițiat încă de la primele zile, de la debutul bolii, astfel reușim să scădem presiunea pe sistemul sanitar, pe internări. Și aici mă refer la secțiile care tratează pacienți infectați cu virusul SARS-CoV-2 și terapiile intensive. Toate aceste lucruri se traduc prin costuri mai puține.